este vorba de a avea toate avantajele în orice împrejurare, pentru că așa ceva chiar nu se întâmplă și nu se întâmplă nimănui și în nicio situație. Dar este vorba de a face un avantaj din orice fel de situație. Nu are nimeni toate avantajele, dar e posibil să faci un avantaj din toate aceste împrejurări. Cum? Sigur că judecat în parametrii omenești, unele lucruri sunt pozitive și altele negative. Unele sunt avantaje, altele sunt dezavantaje. Și de cele mai multe ori, noi suntem înconjurați de dezavantaje. Ochii noștri privesc nu la avantajele pe care le avem, ci la dezavantajele pe care le avem într-o anumită situație. Cum s-ar putea transforma într-o împrejurare ca aceasta? Orice fel de situație, avantajoasă sau dezavantajoasă, într-un avantaj. Lucrul acesta omenește nu este posibil, așa cum și mântuirea la oameni nu este cu putință, a spus Iisus. Dar este cu putință la Dumnezeu. Nu contează împrejurarea în care ne găsim, ci contează ce poate face Dumnezeu din ea pentru mine în această situație. În ce fel împrejurarea în care mă găsesc acum mă poate ajuta? Pavel le scrie filipenilor din închisoare și le spune așa: situația în care mă găsesc acum a lucrat și care este defavorabilă și este un dezavantaj pentru mine, a lucrat de fapt în favoarea mea. Dumnezeu a transformat acest lucru într-o binecuvântare. Evanghelia a fost propovăduită în această situație dezavantajoasă, așa cum nu ar fi putut fi propovăduită vreodată într-o situație avantajoasă, pentru că Dumnezeu a transformat dezavantajul într-un avantaj. Nu avem toate avantajele, dar putem face din orice împrejurare un avantaj prin a chema pe Dumnezeu prezent în acea situație. Ce diferite, discordante sunt uneori mersurile unei situații în ochii oamenilor și în ochii lui Dumnezeu. Îl duceau pe Pavel la Roma să-l judece cu intenția să-l execute. Îngerul lui Dumnezeu îi se arată noaptea și îi spune: tu ești dus la Roma, intenția lor este să te execute. Nu, atenție, nu ei te duc la Roma, ci Dumnezeu te duce la Roma. Și dusul tău la Roma pentru ei însemnează și este intenționat a fi o execuție, iar dusul tău la Roma în ochii lui Dumnezeu însemnează un mare și frumos avantaj pentru Evanghelie. Nu trăiești tu pentru înaintarea Evangheliei? Nu te-ai rugat tu la Dumnezeu ca Evanghelia să fie cunoscută, așa cum frumos spune cântarea, pe toate ulițele ei să vorbească despre Dumnezeu? Absolut sigur. Atunci, în timp ce tu nu ai orice situație avantajoasă pentru tine, nu este avantajoasă, în timp ce e adevărat lucrul acesta, în același timp este adevărat că Dumnezeu poate transforma orice situație într-un avantaj. Nu am, dar cu ajutorul lui Dumnezeu pot transforma o situație într-un har, într-o binecuvântare, într-un ajutor. Chiar ceea ce părea așa de descurajator a fi împotriva dorințelor și planurilor mele. În mâinile lui Dumnezeu, ea este reversată. Nu puteai să predici în Roma ca predicator, dar Pavel a putut să predice ca deținut legat în lanțuri aproape 2 ani. Este imens de diferit de felul cum au înțeles oamenii. Cei care au concurat la așa ceva, dacă și-ar fi imaginat ce poate face Dumnezeu din așa ceva, probabil că n-ar fi dat ajutorul, dar fără să știe, i-au dat ajutorul. Așa vor lucra și în viața ta, dacă tu vei încredința lui Dumnezeu situația avantajoasă sau dezavantajoasă în care te găsești.